Pe urmă, în anii ce au urmat, că până la 16-17 ani, așa au decurs lucrurile aproape zilnic. După care, prin înzestrările cu echipament ăsta de studio, la început mai, mă rog, mai redus, pe parcurs am mai făcut mai ce trebuie, mi-ai făcut N sau ț, cum zici tu, negative pe care le-am folosit în cântările mele din străinătate, în formulele mai mici. Și îți mulțumesc mult de tot pentru acest lucru. Până la 20 de ani a intervenit fenomenul Titus Munteanu, Școala Vedetelor. A fost momentul când ai avut posibilitatea să-ți arăți talentul tău și tot ceea ce ai acumulat un muzical până la acea perioadă. Deci ăsta a fost momentul în care s-a știut clar ce meserie vei avea